Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Astăzi, ca de fiecare dată, deși situația cu siguranță nu o impune, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin, condoleanțe Mulțumesc. Din partea noastră și cu acest prilej. Dedicăm aceste minute memoriei lui Florin, fratele tău, colegul nostru, cu care ne cunoaștem dintotdeauna, eu cel puțin, de când eram copil. Știu că ți este greu să vorbești despre Florin. O să încep eu amintindu-mi că Florin nu era atât de expus ca tine, era mult mai retras, cu siguranță mai discret. Semănați foarte mult și fizic, la voce. De multe ori când sunam la radio și răspundea Sorin, aveam impresia că ești tu și invers, de multe, multe ori. Cum din păcate, dacă sunt pe fix la radio, Florin nu mai răspunde. Foarte tânăr, 54 de ani, unul dintre cei patru frați câți erați și ați mai rămas doi. Tu despre familie foarte rar ai vorbit și poate că, nu știu dacă le datorezi asta, dar poate că e bine câteodată să vorbești despre familie. Da, azi am acceptat să vin pentru că am zis că am vorbit despre atâția oameni pe care am cunoscut și au murit. Am zis că ar fi culmea să vorbesc despre fratele meu. Mai ales că de la bune începute a fost la radio, am fost împreună din 1991. Chiar din prima zi a venit el, dar după aia a venit. Deci 32 de ani și așa cum ai spus, discret, nu ca mine. Eu mă bag peste tot în față, plictisesc lumea câteodată, dar el și-a stat în banca lui, ca să spun așa. Dar astăzi... Banca lui a fost cam goală. Și de astăzi înainte, din păcate. Și tot din păcate, avem foarte puține imagini cu Florin. Da, el nu stătea la... M-am uitat și eu prin laptop, nu găseam Am mai găsit fotografii, pe la prieteni știi? Comuni câteva... Aici Dana Roșu, care acum e în Germania, eu... Ai o fotografie din 90 ceva. Da, discret și astăzi, asta vreau să spun că au fost sute de mesaje pe toate căile, pe toate canalele. Am primit și eu pe telefon și scrise și vorbite și acum mi-am dat seama că în afară de faptul că el era așa mai tăcut, mai introvertit și mai discret, și prietenii lui erau la fel, în sensul că nu se manifesta așa o prietenie atât de zgomotoasă și de mare. Afișată. Am văzut foarte multe persoane care îl apreciază sincer. Și, adică îți dai seama din mesaje că unele erau mai complexe, nu un simplu sinceră condoleanță, ci foarte multe cu referire la el. Adică îmi trimitea mie mesaj, dar era pentru el, știi? Adică nu pentru mine, pentru Florin. Și eu m-am dat seama câtă lume îl aprecia și oameni de toate, era să spun naționalitățile, de toate tipurile și persoane pe care eu nu le cunosc sau le știu foarte puțin, dar el într-adevăr era foarte apreciat pentru că și mulți mi-au spus că avea un suflet bun și asta așa este. Adică el nu era conflictual, eu mai cert cu lume, mă iau, mă, el nu se lua cu nimeni. Nu se certa, eu mă împing la, nu știu la, vorbă, ce nu știu la ce folosești, oricum nu folosești la mare lucru, îți faci foarte mulți dușmani. Dar asta e, mi-am asumat lucrul ăsta și e foarte, foarte trist așa, pentru că ieri eram împreună acolo și era foarte bine. În redacție am stat atâți ani de zile și chiar era bine zilele astea. Am rămas mascat când am primit telefon de la sora mea și mi-a spus că am murit azi noapte, brusc, adică chiar nu știu de unde s-au apucat. Cu toată lumea se întreabă, dar ce s-a întâmplat? Păi asta e, că nu se va ști niciodată ce s-a întâmplat din punctul acesta de vedere. Da, și la 54 de ani el are un băiat pe Andrei la care ține extraordinar de mult. Când îi căuta erau împreună.
Bineînțeles că nu era la radio, era cu Andrei. Și băiatul ține foarte mult la el. Nu știu cum îi va fi lui Andrei, sper să-i fie bine. A rămas mama lui, care este medic de familie, Mihaela. Și pe Mihaela o respecta foarte mult. Asta, eu mai știu băieți care mai fac una alta, mai calcă strâmb, mai merg prin alte părți. Nu era cazul lui Florin. La film, la teatru. Și... noi îl știm de Sotea, dar zi-mi și mie de unde da, Sotea. E o poreclă din copilărie, de la bloc. Și o respecta foarte mult pe soția lui și cu mama. Avea o relație foarte bună. Am rămas eu cu Marga, mai suntem doi din patru. Asta este... și cu mama. Foarte trist, da, zic, dintre copii. Și... restul, venim, vorbim la televizor, ne luăm cu unii, cu alții. N-are niciun rost, n-are niciun sens. Lucrurile mai importante sunt astea, știi? Și cel mai enervant e că nu poți să intervii niciun fel. Adică n-ai ce face. Și am primit și telefoane. Stai tu mut la telefon și celălalt stă mut. Adică ce să spui și tu ce să spui. Este un moment... foarte greu. Cu sora la 51 de ani, fratele la 54, e foarte trist. Și pe aceeași întrebare, dar era băia bun, dar de ce pe el și pe, nu pe altul? Astea sunt niște întrebări fără răspuns. Oricum, va fi un gol pentru noi în redacție, că ne-am obișnuit de atâta timp, eram împreună, nici nu stăm foarte mulți. Dar în primul rând ca frate, că așa pe la servici, asta te mai ceri, mai e da ca frate, 54 de ani am fost frați. Mai cu bune, cu rele, ca fiecare. Și eu sunt rău, adică și bun, și rău, și de toate alea. Dar este un moment foarte trist și care este foarte greu de gestionat. Și asta, sunt trist, dar în același timp mă bucur pentru că am văzut cât de apreciat a fost și s-a zis persoane pe care eu nu le știu, așa, pe unul ne cunosc foarte puțin și oameni de diferite profesii, diferite ocupații, diferite vârste și oameni de la care mă așteptam mai puțin, știi? Toți acești oameni cu siguranță vor vrea să aducă și un omagiu personal familiei voastre. Da, cu siguranță e prea repede de anunțat asta. Câte lumea răsăritoare, multe telefoane am primit dacă pot să ajute cu ceva. Și nu de la oameni care se spui că vor ceva de la mine. Sau, nu, adică oameni care nu au nevoie de nimic de la nimeni. De și la eu, mine. Și eu știu să spun același lucru, că la momente de greutate vezi cine ți este de fapt alături. Știi? Nu, la bine toată lumea poate să fie alături, dar atunci când e greu, abia atunci poți să vezi dacă ai oameni alături și ce înseamnă pentru ei și ce și ai așa părere de loc că uneori te cerți cu niște oameni sau nu le spui cât, cât îi apreciezi în timpul vieții, așa, în general vorbesc acum și pe urmă că nu mai sunt ai regrete, bă, că puteam să fac aia, că atunci trebuia să o fac pe aia la altă, că atunci, știi, îți vin din urmă niște chestii de genul ăsta pe care oricum nu mai ai cum să le repari. E depus la Biserica Sfânta Înviere, biserica cu clopotele afară de aici, de lângă Parcul Central, lângă Domn Polski, Casa Polona. La capelă. La capelă și în mormântare e sâmbătă, încă nu știu la ce oră exact, probabil că la 12. Mormântarea va fi în cimitirul vechi, acolo unde este și tatăl meu mormântat. E tata, mai sunt câțiva bunici de-ai mei, avem acolo loc undeva spre extremitatea, cum mers spre Lisaura, la gardă acolo. Și slujba probabil că se face în fiecare seară. La ora 6. La ora 6. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au transmis mesaje și care sunt alături. Și eu îți mulțumesc ție că ai făcut lucrurile astea public, deși cu siguranță da, îți este foarte greu. Și azi, da, și asta, meseria asta pe care o practicăm noi, ea e frumoasă, dar e și foarte apăsătoare, așa, foarte consumatoare.
mai ales acum, deci eu dimineața la radio a trebuit să vorbesc, să dau la știri că fratele meu a murit. Adică ce? Cum să faci asta? Și a trebuit să o fac, a fost și culmea, adică a murit fratele meu și coleg cu mine la radio și cum, adică să nu spună? Și cine să spună? Că eu eram de serviciu. A zis eu. Cine să spună altcineva? Și aia așa, adică e consumatoare. Și când vezi pe unii că te fac, bă, măcar de ți-ar veni cu niște argumente, dar când te înjură așa de aiurea. Că ce mare lucru faci tu. Da, și te fac în toate felul. De aia e, hai, de soarta mamilor. Și te gândești, bă, la ce bun, mai bine, din pare, adică mă, presa ar trebui să se desfințeze, să stea cu influencerii și cu youtuberii și cu mamele lor, toți așa. Și să le vândă tot felul de chifle, cum e aia, că am văzut că au promovat niște cu brânza și cu blogherițe, niște o brânză care nu există. Stă, o brânză, ea există, dar costă 7 lei și e din supermarket, știi? Da, și să stea cu ăștia manipulatori, ăștia care n-au nicio treabă și stau în gură cască, stea cu ei. Poate că nu se va ajunge acolo. Îți mulțumesc încă o dată, Sorin, pentru deschiderea de a fi astăzi la Comentariul Zilei.